această biserică, după 44, devină și sală de dansuri și sală de sport. Iar în faza cea mai rea și urâtă, adusă de diavolul prin instituțiile statale comuniste de altă dată, aici este înființat Muzeul Ateismului Republican. Și multe s-ar putea de povestit ce am găsit și ce s-a întâmplat în această perioadă. Altceva este că până într-atât se ajunsese la, cu mintea sau mințele nesănătoase, cu reavoință, cu acele porniri de acele timpuri, când conducerea statului, după ce a lichidat clopotnița din centrul orașului, a explodat-o, acești dinamite era pregătită și pentru această biserică, ca să o lichideze, să nimicească. S-a găsit un evreu cu o echipă care, adică ei priveau din alt aspect, din punct de vedere arhitectural, adică e o bijuterie, e păcat ca să se distrugă. Bine, vreți să veniți cu ateism, vreți să lăsați-o ca un muzeu a trecutului. Dar păcat, iarăși pentru păcat ar fi ca să fie distrus un moment de arhitectură de talie respectivă. Pentru că în această biserică a fost proiectată și lucrată până la sfârșit cu concursul marelui arhitect Bernadazzi, care avea jumătate de sânge italian în el și care a făcut construcții ghișite din comun și la Odessa, și la Moscova, și aici în Moldova, dacă vorbim de însuși chiar a fost proiectată, este și primăria de el, și această biserică, Biserica Sfântul Pantelemon, în stil grecesc, și alte edificii ieșite din comun, aducând și elemente italiene, în genele având și trăind cu aspirațiile țării din care era provenința, și această biserică ea devine și amplitit cu mai multe elemente, cu elemente și slave, și elemente din perioada barocă, și deci elemente arhitecturii moldovenești, dar până la sfârșit, chiar dacă chiar și unele detalii arabe venite. Deci un hibrid, dar o lucrare interesantă, pentru că este unica biserică în Republica Moldova care este și cu balcon pe exterior, anume pe exterior, pe interior, dar e lucru cunoscut de acum și la multe alte biserici. Dar anul 1992 a fost anul de cotitură, când noi reactivăm Biserica Ortodoxă Română din partea stângă a Prutului, și persoana umilă a fost cea care am fost mișcările importante în calitate de consilier, în calitate de parlamentar și în alte, cu alte momente, care a fost și cu participare la actul de reactivare a Instituției Metropolitane Române din acest spațiu. Și din 92, la începutul 93, deci această biserică, altă biserică, unele au început a fi construite, altele au fost revizuite și s-au întors în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, dar în spațiul basarabian, aici, bineînțeles că nu mi-amintesc că la primii ani lumea, când treceau pe lângă biserică, dintr-o sută de suflete, dacă doi, trei își făceau semnul cruci când treceau pe lângă biserică. Acum, peste ani de zile, când lucrurile s-au așezat în plan creștin și cu educația copiilor și toate lucrurile așa creștinește, omenește și după niște legi scrise și nescrise a neamului nostru,
observa invers, că vom avea acolo doi, trei care nu-și fac cruce din cei care trec pe lângă biserică, să înversa așa. Și lucrul acesta consider că este partea cea bună care reflectă situația.